Salut! Mergem în grădină să îndreptăm o eroare. În primăvară am plantat 5 buturi de cătină, dar le-am plantat la umbră și nu s-au dezvoltat așa cum trebuie. Așa că voi scoate cele 5 plante de cătină, 4 femele și un mascul, și le voi repoziționa în grădină. Haideți alături de mine să vedem cum facem această operațiune. Cătina are nevoie de foarte mult soare. Locul unde eu le-am plantat inițial are soare doar după amiază. Așa că plantelor nu le place această poziție, acest amplasament, și trebuie să le mut. Haideți în grădină! Aici sunt plantele mele de cătină. Sunt la umbră. Le scoatem și le mutăm. Le mutăm aici în curte, unde este trasată această linie albă. Am făcut gropile în noul amplasament. Gropile sunt de 30 pe 30 ori 30, la o distanță de 2,50 m. Ar fi trebuit să le pun chiar la 3 m distanță între ele, dar spațiul nu-mi permite. Așa că le las la 2,50 m. Acum voi scoate plantele și le voi muta în noul amplasament. Din lipsa apei, sistemul de rădăcini este foarte slab dezvoltat. Foarte slab sistemul de rădăcini. Foarte slab. Am terminat de plantat în noile amplasamente cătina. Iar acum urmează udarea. La fiecare plantă voi pune minim 5 litri de apă. Modul de amplasare al acestor plante este următorul. În mijloc, aici, cea de-a cincea plantă, este un mascul pentru polenizare. Cătina are nevoie la 5-6 plante și de un mascul polenizator. Așa că eu am 4 femele și un mascul pe care l-am amplasat în mijloc. Avem 1, 2, 3, 4, 5 plante.
iar cea de-a cincea, cea de mijloc, este masculul. Aceasta. Se observă că plantele femelă au început să dezvolte mugurii fructiferi pentru la anul. Aceste mici bobice la anul vor fructifica. Deci este planta, am cumpărat-o ca plantă de un an, a stat un an la mine în grădină, deci anul 2, urmând ca anul 3 să fructifice. Uitați, și aceasta are muguri. Și aceasta la fel. Deci în anul 2023 așteptăm primele fructișoare. Cum urmează să iau niște ață, niște sfoară de cânepă și să le leg plântuțele de tutori pentru a nu fi mișcate și rupte de vânt. Aceasta a fost operațiunea de mutare a cătinei. Până data viitoare, să fiți sănătoși, numai bine!